Bun, o să fac un proiect nou. Deci am deschis programul, aleg proiect nou, analiză. Și aici o să alegem oțel. Ți-am luat seminarul, l-aveți și voi. Că aș mai pune întrebări să nu răsfoiesc mult. Ce oțel vi s-a impus? 235. Acum ați făcut metal 1, știți ce înseamnă notația din spate? De ce e important să alegem S235J și nu S235? Gândiți-vă că vreți să faceți și detalierea la acest proiect, da? Dacă voi vreți să lucrați cu un program BIM de detaliere oțelului, spuneți și marca, că altfel nu găsește în bază de date. El are toate aceste mărci, dacă nu are la coadă nimic, nu știe ce oțel să aleagă. Dacă voi îl puneți cu denumirea completă, o îl va recunoaște. Bun, o să-i zic așa, proiect metal 1. Momentan o să facem, de fapt pot să las numele ăsta, că cu ăsta o să facem tot cursul. Menționare și verificare. Elemente. Descriere, o să spunem platformă industrială. Ok. Modelul o să-l tratăm din prima. General XYZ. Bun. Deci am ales General XYZ, că o să fie 3D. Modelul. Observați și că avem mai multe tipuri de model. Când începusem să explic, structuri sunt cele mai simple modele, dar și cele mai uzuale, în care voi verifica structura așa cum o aveți aici, deja construită cu încărcări pe ea. Adică v-ați gândit la asta. Deci aveți structura construită, am pus încărcări și o verificăm. E, gândiți-vă că la colegii de la poduri lucrurile sunt mai complicate. Ei au etape de execuție. Un pod poate pare simplu, că are un pilon, niște grinzi, un tablier și asta e. La noi sunt mai mari, de fapt nu sunt mai mari decât podurile, dar practic la ei sunt lucruri foarte complicate, că sunt diferite etape de construcție. Gândiți-vă la un pod hobanat sau un pod suspendat. Păi până se începe din două maluri, se pun pilonii și încep să sprijine cu cabluri capetele până când ele se unesc. Când se unesc, atunci lucrează grinzile. Până atunci ele sunt în consolă și se schimbă schema statică. Colegii de la CFDP trebuie să calculeze în orice etapă de execuție podul. Gândiți-vă că până îl construiește mai sunt niște sprijiniri intermediare pe care ne bazăm. Și atunci îi fac o analiză de tip etape de construcție. Adică în etapa asta de construcție am bucata asta din pod și aceste încărcări. În următoarea etapă am mai multe bucăți, dar am alte încărcări. În situația noastră se pot face o analiză cu etape de construcție, de exemplu, pentru beton cu armătură rigidă, care o faceți la master. Deci structuri metalice îmbrăcate în beton armat. Adică pe lângă profil mai vine o carcasă. Deci profilul metalic se pune într-o carcasă de beton și se toarnă beton pe tot. E cea mai rezistentă soluție și în general e utilizată la clădiri mai mari de 20 de etaje. În situația aceea se verifică întâi scheletul metalic până se toarne betonul și să fie plăci, să fie încărcări, ca să fie stabilă structura și abia apoi se verifică cu beton pe ea. Deși la noi pot fi etape de construcții. Sau ipoteze, a explodat un stâlp, ce se întâmplă cu restul? Asta este în analiza de absență. Deci se pot face și analize de absență. Aici e reprezentată o contravânturire. Deci să spunem că aveți o hală asta și bate vântul pe fronton, pe o direcție. Deci pentru structurile uzuale și inclusiv la acest exemplu o să lăsăm structuri, dar am vrut să știți ce înseamnă acestea. La partea de CFDP sunt importante etape de construcție. Ei inclusiv fac încărcări pentru încercare. Deci după ce au făcut un pod, îl încarcă cu tankuri, cu tramvaie, cu camioane și urmăresc ca săgeata să fie ca cea din calcul. La noi nu se face așa. Bine, și podarul stă sub pod într-o barcă cu familia lui. Nu e așa sau e un mit ăsta? Apropo, ca să înțelegem ce înseamnă etape de construcție. Acum, în partea dreaptă este normativul de proiectare. E foarte important să alegem după ce normativ. Fiindcă în funcție de acest normativ, îmi aleg materialele și îmi generez combinațiile de încărcări conform Eurocodului. Sunt mai multe normative. O să lucrăm după Eurocod.
Mai există British Standard, dacă tot au făcut Brexit, acum devine iar interesant British Standard. Înainte era înainte să treacă Eurocod și acum s-ar putea să treacă, să lucreze după British Standard. Deci îl avem în știa, până atunci aveți și British Standard și anexa britanică pentru Eurocod, deci dacă vreți să proiectați în Anglia, nu e nicio problemă. Mai sunt standarde din Cehia, DIN-ul nemțesc, NV sunt pre-standardele europene. Pentru America aveți International Building Code, pentru Brazilia, nu știu, codul lor. Dacă, de exemplu, aș alege pentru SUA, International Building Code, și dau OK, și închidere, uitați ce notații am. Dacă mă duc la beton, îmi zice ce beton voi să spun. Ce 4.000, ce 3.000, ce 6.000, zici, mamă, ce betoane au ăștia. Nu. Dacă intri în puncte-puncte, deci pe betonul respectiv, o să înțelegi foarte bine la ce se referă. Deci, o avea notația asta 6.000, da, o fi KSC sau niște notații de ale lor 6.000. Dacă mă uit la rezistența pe cub, o specifică la compresiune, este 35,16. Deci am cumva încadrarea după ACI a acestui material. Unde vreau să ajung? Revenim acum la Eurocod și observați că dacă aleg Eurocod la betoane, altceva, înțelegem și noi, C20-25, aleg armătură, aici apar discuții, unde e PC-ul, unde e OB-ul. Era un stas, sănătate, nu mai există. Ce vreau să zic este că avem soluție pentru a învinge cereurile sau a le utiliza. Deci putem lua de pe harta de cere valorile, fără probleme. Iar pentru materiale care nu sunt în Eurocod și ni se impune, armează cu PC că ăsta mi-a rămas, am pe stop, iar avem soluție și să putem lucra cu programul care este un program dezvoltat după Eurocod. Bun, am lăsat și eu un beton pentru fundații, deci spuneți că nu prea contează fundații, doar e curs de metal. Oricum, deci am lăsat niște beton, o să aleg aici un oțel, am zis S235 JR. Găsesc. O să aleg anexa românească. Ce înseamnă această alegere? Înseamnă că îmi aleg coeficienții determinați național sau National Determined Parameters din Eurocod, cum au fost aleși pentru România. Deci UTCB-ul, să știți, ei au tradus Eurocod, au făcut SRN. Ei au făcut anexa națională, deci nu crezi că sunt anti-Eurocod în vreun fel. Oamenii respectivi, că aceeași echipă a dezvoltat pe ambele. Adică dacă deschideți, că e ușor de văzut cine a făcut. Uite, deschid acum Eurocodul 0, anexa națională. Și scrie pe undeva, pe la început, cine e în comisie sau la sfârșit. Cum? Da. Dar unii și asumă, uitați. Deci nu e cine a făcut eu. Profesorii de siguranță. Națională. Deci anexa națională. Și este implementată în program. Adică în momentul în care eu aleg N1990, bazele proiectării structurilor, deci deschid anexa națională românească, el o să-mi dea tot ce s-a stabilit la nivel de UTCB și de țară ca și metode de lucru. Adică pentru combinații să lucreze cu ecuația 6.10. Alternative există 6.10A, 6.10B. Factorii PSI. Ați auzit de factorii PSI la civile? Ați auzit. Nu știți. E acel 0.7 care se mulțește 1.5. Exact. Ei, ăștia, în funcție de categoria de încărcare, sunt încărcați direct în program în momentul în care zic anexa națională. Acum, în România, lucrurile simple, observați că majoritatea 0,7. Deci de asta asimilați că puneți direct 1,05, care e 0,7, 1,5. Exact ceea de simultaneitate. Dar dacă voi proiectați în Germania, foarte bine, încărcați anexa națională de Germania și proiectați și în Germania. Că asta e toată ideea Eurocodului, să puteți proiecta în orice țară europeană. Cu cât o ținem mai mult în cereuri, la noi în o grădă ne dăm un cap unul altuia și cerem cât mai puțin bani să luăm lucrarea și ne facem rău tuturor. Dar e bine, vă uitați și în
alte țări, să faceți proiectare și în alte țări, că asta e toată ideea europenizării. Ok. Deci asta e un avantaj. Dacă la România îi mai știți, la Franța sigur nu îi știți. Coeficienții și sunt diferiți, nu sunt cu 0,7 toți. La fel, pentru colegii de la CFDP, avem pentru poduri diferite încărcări, combinații, care se încarcă automat. Deci pentru pasaje rutiere, factor psi, vă zic, nu ceva lucruri astea, dacă le vedeți. TS, UDL, osie unică, nu? Nu. N-ați făcut combinații de încărcări? La... Nu? A, tu e la civil. Tu ești CFDP sau ce? Nu trebuie să le completezi. De ce sunt aici? Pentru că programul o să facă automat toate combinațiile de încărcări. Asta va fi un alt aspect, vreau să-l vedeți. Deci uitați că avem încărcare defavorabilă, încărcare favorabilă. Avem coeficienții pe care voi știți deja. Programul o să facă automat combinațiile de încărcare și o să ne zică care au rezultat la dimensionări. Deci nu o să fie o abordare ca la școală, să vă dăm, uite, astea sunt combinațiile de încărcări, le băgați pe astea în etaps. Nu. Le faceți pe toate care pot coexista și vedeți care au dimensionat. Este o abordare mult mai acoperitoare și e bazată cumva pe brute force, adică programul le face pe toate și vă dă direct răspunsul. Bun, deci asta se întâmplă în momentul în care alegeți anexa națională. Deci toți acești coeficienți determinați național se încarcă. Deci de aceea e foarte important să vă puneți ăștia, că dacă nu puneți ăștia, poți vedeți că ies alte valori, alți coeficienți și s-ar putea să nu știți de unde este. Deci nu e doar mândria de a vedea de la apelul României aici, ci e mai important de atât. Momentan nu o să discut prea multe module, astea le vom discuta pe urmă. Adică vreau să începem programul, să facem strict geometria și apoi vă prezint toate modulele programului pe măsură ce le utilizăm. Deci programul vine, să zic, standard, chip, alb, cu volan și atât. În funcție de ce analize vreți să-i puneți, îi faceți aici dotări. Puneți aer condiționat, cutie automată, dar el nu vine cu tot full option, că sunt prea multe butoane și vă pierdeți. Deci bifați în funcție de ce vreți. Nu vreți să vă bateți capul cu fundațiile, nu bifați teren și nu mai faceți fundații. Vreți să faceți calcul neliniar, îi bifați neliniar, aveți funcțiile de calcul neliniar. Bun, o să le discutăm pe acestea și la fel la încărcări o să revenim aici cu definirea automată a încărcărilor climatice. O să dau doar OK ca să vă arăt un pic spațiul de lucru. Deci eu merg tot pe structura cursului, cum urmați să vă prezint, dar prefer pe geometria asta dată de voi, tot așa ca să vă mai câștig încrederea cu, mai ales dacă se las calculat de mână, e și mai important. E și mai ușor de verificat. Bun, ăsta e mediul de lucru. Deci din prima am mers pe un model 3D. O să încep prin... Bine, eu o să vă prezint un pic mediul de lucru și interfața. Prima dată, imediat ce ați pornit un proiect, îl salvați. Asta e foarte important. Deci dacă nu îl salvați, el nu-și face copie de siguranță automată și dacă dintr-un motiv sau altul cedează, o luați de la început. Deci îl vom salva undeva, este un singur fișier, deci nu vă temeți că după ce dați rulare se umflă și face 100 de fișieri și vă umple desktop-ul. O să fac aici și zic Scia. Și o să-i zic că este platforma metalică. Și acum am discutat un pic despre setări și apoi salvez filmul și facem efectiv geometrie. Avem un buton de setări. Din păcate sunt multe butoane în Scia și doar o să vă obișnuiți cu ele. N-am altă variantă, să nu înțeleg mai ascund. Aveți aici un buton cu albastru, opțiuni. Aici în opțiuni, nu o să le discutăm pe toate, se poate alege un format. Deci dacă vi se pare că interfața nu e așa modernă cu ribbon-uri ca la alții, asta e, o interfață mai simplificată. Se mai poate schimba să arate ca Word-ul, ca Excel-ul, cu diferite culori. Nu cred că e foarte important cum arată interfața grafică a unui program de calcul. Ce vreau să alegeți este în partea de jos să fie complet, ca să beneficiați de toate instrumentele programului. El inițial vine pe Light sau Minim. Și apoi pe aici adaug câteva informații unde sunt stocate diferite fișiere de ale programului și în altele avem cum să se comporte programul când îl deschidem. Să-mi apare gestiunea de proiecte sau ultimul proiect deschis sau să nu apară nimic.
când să se facă autosalvarea, limba în care lucrăm un program și limba în care vrem breviarul de calcul. Putem inclusiv lucra cu programul în română și breviarul de calcul în engleză sau în germană sau în rusă. Sau să avem trei breviare de calcul în engleză, română și rusă și programul își traduce din nou toate capetele de tabel și informațiile. Deci ăsta e un alt avantaj când lucrați pentru Europa. Bun. O să-i dau OK, nu insist în zona de setări, că la fel în partea de film, de prezentare, sunt prinse mai bine. Și mă voi concentra exact pe acest proiectel acum.